Deci dăm cuvântul doamnei profesor de la Tășnat, doamna Nicoleta, să ne spună și dânsa din zona Codrului, cu ce vine de acolo și care e situația pe acolo. Bună ziua tuturor! Bate vântul pe acolo. Bate, dar nu bate tare. Bate tare. Bate exact atât cât trebuie. Bună ziua tuturor! Numele meu este Nicoleta Foldeș. Venim de la Tășnat, județul Satu Mare, de la poalele Codrului și reprezentăm zona Codrului. Am venit astăzi cu ansamblul Flori de Codru. Noi mai avem vreo două ansambluri pe acolo. Un ansamblu mare de copii care sunt acum tineri studenți, Codrulețul și copilașii de la grădiniță începând, Mugurașii Codrului. Astăzi am venit cu cei mijlocii, le spunem noi, sunt Flori de Codru. Am răspuns cu mare, mare drag invitației domnului Neaga. Ne cunoaștem de foarte, foarte mulți ani. Noi am mai lucrat împreună, am avut o frumoasă colaborare. Avem și noi un festival cu tradiție la Tășnad. Vă așteptăm cu mare drag să veniți și dumneavoastră. Și îi felicit din toată inima. Și pentru această aniversare, 20 de ani nu este puțin. Ați făcut o muncă extraordinară și niște lucruri minunate. Toate generațiile de copii. Eu personal v-am urmărit de-a lungul timpului și mi-am zis, sunt niște oameni, de când v-am cunoscut de fapt, niște oameni extraordinari, iubitori de țară, iubitori de neam, de tot ce înseamnă folclor, tradiție și obiceiuri. Vă mulțumim, vă dorim la cât mai multe ediții ale festivalului și să dea Dumnezeu să rămâneți sănătoși, în putere, ca să mai puteți, face de mulți ani de acum încolo acest minunat festival. Mult succes tuturor și vă mulțumim încă o dată pentru invitație. Dăm cuvântul domnului profesor de la Palatul Copiilor din Cluj, domnul Andrei. Da, Andrei. Bună ziua! Sunt Andrei Mezrea, profesor coregraf la Palatul Copiilor Cluj-Napoca. Am venit astăzi cu ansamblul Zestrea Dorului. Suntem pentru prima dată la acest festival. Felicitări pentru organizare. Și am venit să reprezentăm Câmpia Transilvaniei și dealurile Clujului. Mulțumim pentru invitație și mult succes tuturor participanților! Mergem la sală, la domnul coregraf Dușcaș, da? Ce ne poate spune? Sunt Anghel Dușcaș, coregraf și ansamblul profesionist. Dușcaș. Și în același timp coregraful ansamblului cu numărul Mugure al Școlii Populare de Artă al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Avem un efectiv de 200 de elevi aproximativ, pe care încercăm să îndrumăm tainele dansului. Reprezentăm țara Sibaniei, dragă nouă. Și mulțumim familiei Neaga pentru invitație. Este prima dată la festival și le mulțumim din suflet pentru invitație. Da, mulțumim frumos. Domnul pămeleacului de Bistrițeni, dă-o să vede, da? Să mă ridic în picioare. Profesor domnul Ioan Mureșa, de la Tilșu, da? Da, sunt din Comuna Tilșu, județul Bistrița la Săhut. Ne bucurăm că putem să participăm și pentru prima dată la Șigneul Silvanei. Este o bucurie pentru noi. Eu am niște amintiri frumoase despre Sălaj, pentru că în copilărie am locuit vreo 2 ani în Zalău și vin cu drag de fiecare dată pe acest seminar. În Șigneul suntem pentru prima dată. Doresc să vă dea Dumnezeu multă sănătate, atât dumneavoastră cât și doamnei Cornelia, că duceți mai departe frumosul și tradiția. Și să apreciere și pentru autorități, pentru că fără sprijinul dânsilor, dânsilor nu se putea face nimic. Felicitări că faceți o muncă titanică. Sunt locuri în țara asta unde nu se mișcă mai nimic în domeniul cultural. Și dumneavoastră meritați respect și mai bine. Doamne Lidia, profesoara de la Desna Arad, exact. Care a venit. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Reprezentăm partea de vest
a țării noastre, mai exact județul Arad și localitatea Desna. Poate că nu toți cunoașteți unde este poziționată localitatea Desna, mai exact la poalele codrului Moma, aproape de renumita stațiune Moneasa. Am venit astăzi însoțind membrii ansamblului nostru, junii cetății Desna, care în acest an au numărat 10 ani de activitate. Într-un moment festiv am avut într-adevăr în cadrul zilelor comunei Desna, am punctat acest eveniment. Pe lângă echipa de dansatori a ansamblului nostru, avem și un taraf și fete soliste. Am venit cu toții aici, am răspuns afirmativ invitației domnului profesor, ne bucurăm, suntem pentru prima dată. Vă felicităm pentru toată munca depusă, strădanile pe parcursul anilor, putere de muncă să vă dea bunul Dumnezeu, activitatea obligă în tot ceea ce faceți. Mulțumim tare frumos! Doamnei profesoare, am direct. Bună ziua și bine v-am găsit. Este o onoare pentru noi că suntem aici. Vă mulțumim din suflet pentru primirea călduroasă și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a îngăduit să fim astăzi aici pentru prima dată. Numele meu este Aura Anghelescu, sunt dascăl în localitatea Fărcașele, județul Olt. M-am născut, am copilărit și acolo vreau să-mi petrec ultimele zile când o vrea Dumnezeu, însă socotesc ca și dascăl că este rolul nostru să păstrăm tradiția, să o transmitem mai departe, să contribuim la conservarea ei și să îndemnăm pe cei mici să nu uite tradițiile noastre, folclorul, dansul și muzica populară. Alături de instructorul coregraf Nea George, George Ghița, lui Porumbelu, A luat naștere ansamblul Doina Fărcașelor, care este format din fete și băieți, iar astăzi am venit cu danse fete, cu călușarii, de asemenea și cu un instrumentist și cu un solist vocal. Succes de asemenea tuturor, să ne dea Dumnezeu multă putere de muncă și să ducem mai departe toate tradițiile și de ce nu să ne mai revedem. Mulțumim încă o dată și mult succes! Da? Tot de la Olt, doamna profesoară... Gruzavul Teodor este numele meu. Noi reprezentăm ansamblul Cora Florilor din Comuna Usica de Jos, județul Olt. Ansamblul înființat în 1981 de Ghiță Alu Porumbelu. Ansamblul nostru a participat la numeroase festivaluri internaționale și naționale. În 2021 a luat marele premiu la festivalul din Polonia, Bilgoraj, la Călușul Oltenesc din municipiul Slatina, județul Olt și multe alte trofee. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați vrut alături de dumneavoastră și sperăm ca prestația noastră să fie la înălțime. Mulțumim! Cât de la toată lumea, dar s-au rămas careva? Au, scuzați-mi, am trecut peste Maramureșul nostru drag. Domnul profesor, domnul director de la copilul din Schiet, v-a rămas și domnul Vasile. Vă rog, mă scuzați. V-a dus acolo cu copiii, v-a dus lumea să trec. De fapt, acolo e locul lor. Bună ziua, nu face nimic. Mă numesc Vasile Iusco, conduc ansamblul Murelu din anul 2000. Vreau să vă spun că cunosc familia Neaga de aproape 20 de ani. De ce? Pentru că la cea de-a doua ediție a festivalului La Fântâna Dorului am fost, de fapt, de la cea de-a doua ediție a festivalului La Fântâna Dorului am participat. Ne place foarte mult să venim la Șimreu Silvaniei. Mă bucur că familia Neaga are oameni care îi sprijină și îi susțin în derularea festivalului. Noi suntem din Maramureșul istoric de dincoace de Tisa. Da? Adică, ca și locație, ca să știți, dacă introduceți pe Google Maps, dacă puneți unde se agață cuiul Hartan Cui, să știți că de acolo suntem noi, de la Sighetul Marmației. Eu sper ca denumirea festivalului pe care îl avem noi, adică Am Fost Și-Om Fi, să fie o deviză pentru dumneavoastră, pentru cei care conduceți destinele județului Sălaj, adică să nu lăsați să piară niciodată festivalul La Fântâna Dorului. Să știți că festivalul a fost, este și va fi în continuare. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult și... Mulțumim.
calitate de director acestui festival, multă sănătate, succes și să meargă tot înainte, tot înainte, cu bucurie și cu fericire. Domnilor din prezidiu, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi în acest moment jubiliar, la 20 aniversare, și vă rugăm să veniți de fiecare dată când doriți la noi, la Șineu, Spanie. Avem un primar tânăr, foarte dornic să facă pentru oraș și să facă numai bine, așa, numai lucruri frumoase, și avem încrederea că va continua ceea ce a început acum un an și de 2 ani aproape, așa? Un an. Așa, să mergem mai departe și să nu lăsăm să piară această activitate deosebită pe care o are și Șineu Silvan. Acum, Șineu Silvan a pregătit pentru toate delegațiile, acolo în spate, să vă serviți cu un pahar de apă, cu ce este pe masă. Știți dumneavoastră, ca la românii noștri, totdeauna ei sunt foarte ospitalieri. Și de data aceasta, același lucru va fi. Și în continuare, toate aceste 3 zile, eu vă doresc să vă simțiți cât mai bine și la activitățile care le-am desfășurat și le vom desfășura, să participați cu tot sufletul dumneavoastră. Da. Da. Și poze, de obicei,